Viața victoriei la Europa FM Bine, v-am găsit într-o seară extrem de importantă, aceea în care președintele României, după consultări cu partidele politice, consultări care au loc chiar în, ace în timp ce vorbim, ar urma să facă o nouă desemnare de premier. Întrebarea cheie este dacă președintele Iohannis va continua în logica anticipatelor sau va încerca în mod real să se ajungă la un guvern nou pentru România. Momentul este cu atât mai important cu cât părem cuprinși cu toții de panica virusului asiatic, deci pe drumul către o furtună perfectă, o îngemânare între furtuna sanitară și furtuna politică. Vom încerca să deslușim situația împreună cu doamna senator PNL Iulia Scântei, unul dintre juriștii de marcă ai liberalilor. Bună seara, doamnă! Bine ați venit și vă mulțumesc! Bună seara, vă mulțumesc și eu și pentru invitație și pentru apreciere. Ce vă aștepta să decide președintele în această seară după aceste consultări care sunt în plină desfășurare, cum spuneam? Să facă o nominalizare de prim-ministru care să continue procedura constituțională aceea investirii unui cabinet. În prealabil, reușind eventual, prin negocieri politice, să contureze o majoritate de susținere a listei ministrilor, viitorilor miniștri care vor fi propuși și a programului de guvernare actualizat sau unul nou, dacă va fi un prim-ministru care nu va aparține Partidului Național Liberal. Puțin probabil, mă îndoiesc. Dar uh, suntem într-o situație politică în care avem câteva elemente certe și anume unul dintre ele reprezintă faptul că nu există în Parlamentul României un partid care să aibă majoritate absolută și din câte știu nu există nicio alianță care să fie anunțat în prealabil Anterior al acestor consultări de astăzi, că ar face dovada unei astfel de majorități. Mă refer, desigur, la o majoritate conturată în jurul PSD-ului. Nu a avut nici la, primea, la primele consultări organizate la începutul lunii februarie. Nu cred că astăzi, cel puțin potrivit declarațiilor liderului uh, PSD, nu cred că vor fi în stare să facă dovada existenței uh, uh, într-o majoritate. Nici nu pare să-și fi propus câtă vreme nu intenționează să prezinte <coughs> un candidat. Surpriza este însă că de această dată nici PNL nu s-a dus la consultările cu, președinte, de, cu președintele Iohannis având numele unui uh, candidat. Toată lumea se aștepta, sau o mare parte se așteptau să fie o nouă renominalizare a uh, domnului Ludovic Orban. De ce ați renunțat? Vom vedea, vom vedea uh, ce va decide președintele, nu mă pot substitui, dar aș vrea să punctez ceva și anume că uh, finalizarea sau nefinalizarea uh, primei uh, proceduri uh, cea referitoare la propunerea inițială înregistrată, de investitură înregistrată la uh, parlament în 10 februarie, cu privire la un cabinet. Ludovic Orban II. Nu s-a finalizat mai până aseară, totul era într-un blocaj instituțional. Am avut situația de boicotare a științei de plen din, din de ziua, din ziua de luni. Am avut apoi o decizie a Curții Constituționale încă nemotivate și nepublicate în monitor oficial, dar care a enunțat niște constatări ale plenului Curții. Pe unii i-au nemulțumit, pe noi cu siguranță, așteptăm să vedem motivele pentru care curtea a găsit care ar fi existat la momentul desemnării premierului Ludovic Orban de către președinte, deci la momentul semnării decretului de nominalizare un conflict de natură, de juridic de natură nu constituțională care l-ar fi pus într-o culpă constituțională pe președinte. Noi încă nu am reușit să identificăm nici după decizie aceste motive. Am văzut ce își dorește curtea respectiv să nu ne Abatem nici partidele, nici uh, persoanele desemnate ca premier, uh, nici președintele de la uh, scopul avut în vedere atunci când desemnezi o persoană să formeze un cabinet și să obțină votul de investitură. Cred că suntem într-o logică constituțională. Mă străduiesc foarte mult să arăt acest echilibru și faptul că soluțiile care au venit prin depunerea mandatului de către Ludovic Orban ieri la președintele României uh, a fost o soluție pentru a debloca situația. Și deblocarea nu a avut loc nici ca urmare urmarea deciziei Curții Constituționale, ci ca urmarea nerespectării rolului constituțional al Parlamentului prin majoritatea PSD. Ați spus că a fost o procedură nefinalizată. Asta ce înseamnă? că a, Se poate considera, așa cum spun unele voci, că ar fi fost vorba de o primă respingere de către Parlament? Nu a fost o primă respingere, ci a, m, plenul parlamentului a fost în imposibilitatea de a-și exercita votul favorabil sau nefavorabil cu privire la prima solicitare de investitură, pentru că a fost un boicot uh, parlamentarii uh, PSD și a celorlalte partide care au susținut poziția PSD-ului nu s-au prezentat, încălcând regulamentul. Păi, nu credeți că spuneți prea repede boicot, a fost o singură absență până la urmă. Există și prevedere regulament se reprogramează. Uh, acest boicot a fost organizat să spunem așa, în cadrul termenului în cadrul termenului uh, regulamentar de 15 zile, prevăzut într-un regulament comun al ședințelor Camerei Deputaților și Senatului, pentru organizarea acestui plen, acestei ședințe comune, necesară acordării uh, votului de investitură. Și regulamentul a fost respectat. Regulamentul nu a fost respectat, Cum -a pentru nu fost că fost întinderea termenului, păi mm. trebuie corelate toate prevederile regulamentare, întinderea termenului, deci practic de la momentul înregistrării, la 10 februarie, a uh, programului și a listei de miniștri de către Ludovic Orban, președinții celor două camere avea obligația să convoace pentru investitură, deci nu și pentru absență. Nu, pentru absență, au pentru vot, pentru finalizare, în interiorul termenului de 15 zile. Noi am văzut niște, uh, niște uh, audiere ale ministrilor, așa, uh, întinse pe o săptămână, raportându-ne la cele uh, privitoare la guvernele PSD din 2017-2019. Am văzut ce înseamnă o audiere, dar și, ministrii PNL au făcut față cu brio maratoanelor, că a fost un maraton de audieri, dar votul. Condițiile pentru exercitarea votului de încredere sau, repet, a neacordării votului nu, nu s-a realizat în, în ședință. Datorită acestui boicot, dumneavoastră spuneți că nu s-a încalcat. Eu spun că prin neprezentare, deci prin uh, împiedicarea, practic, a finalizării uh, votului la ședința de plen organizată regulamentar, de fapt s-a creat un blocaj instituțional. Și vă dau un următorul articol. Tot regulamentul spune Că, în situația în care, în termenul enunțat, respectiv 15 zile de la înregistrarea uh, solicitării de investitură de către premierul desemnat, dacă nu se acordă votul de încredere, președinții celor două camere sunt obligați ca de îndată să informeze pe președintele României cu privire la neacordare pentru ca acesta să facă o nouă nominalizare. Deci, avem o primă încălcare care a însemnat boicot, în cazul ăsta, în limita termenului maxim De unde ați Dus boicotul? Păi din declarațiile publice. Păi ați spus că declarațiile publice nu sunt valabile. Pentru curte nu sunt valabile. Pentru mine, ca politician, sunt valabile. De ce sunt probe? Pentru că... Procedură de contencios constituțional. Dacă luăm ca probă încălcare, proba blocajului, declarația pro-boicot, trebuie să luăm, să acceptăm ca probă și declarația privind neinvestirea guvernului Orban. Bun. Declarații sunt și unele și altele. Corect. Deci Potrivit deciziilor deciziei Curții Constituționale din, din 2005, prin care a calificat în ce modalitate o declarație politică asumată de uh, un președinte sau de un premier uh, poate să contureze, să genereze un blocaj și, și acesta, la rândul lui, să, să constituie conținutul unui conflict juridic între autorități, noi, în cazul declarațiilor publice ale, uh, președ ale premierului desemnat și președinte al partidului Ludovic Orban, acestea n-au -au apucat să ajungă la un bloc blocaj. Dar nu declarațiile au fost blocajul. Păi unde blocajul au fost? a fost desemnarea unui premier fără intenția, exact cum a spus mie asta. Ședința intenția se să organizează la vot. ședința se organizează ajuns. în scopul acordării unui vot de încredere. Evident, desemnarea se face în scopul de a obține un guvern. Evident. Dumneavoastră spuneți, blocajul a fost dovedit prin declarații, boicotul a fost dovedit prin declarații. Domnul Orban, prin declarații publice, a dat proba, proba, că da. nu a fost asta esența conflictului, a dat proba că nu se îndeplinește scopul pentru care trebuia făcută desemnarea. Vă rog să mă urmăriți. O declarație politică pentru a fi pentru a genera blocaj, trebuie să genereze efectul Dar nu juridic Dar declarația al blocaj... genera blocajul, că păi de aici nu ne Da, da, da. Haideți să vă explic. În cazul PSD-ului, declarația politică de boicot și inclusiv absența, deci fapta de -a, de a nu se prezenta potrivit regulamentului uh, reprezentanții PSD-ului și ai altor partide la ședința de plen a generat, a pus în imposibilitate de a se organiza o ședință regulamentară de plen și de a da votul. Deci am o consecință juridică. Dar poate au lipsit că erau bol de virus. Dacă nu luăm de, dacă dăm declarațiile <laughs> la o parte, poate aveau deci, cu toții virus. A avut declarația uh, politică anunțată de, de liderul PSD un efect juridic? Da. Nu s-a realizat, nu s-a constituit în mod regulamentar și nu s-a întrunit gvorul uh, necesar pentru ședință. Da, efectul a fost nu s-a putut da uh, votul. În privința declarațiilor politice referitoare la intențiile politice ale Partidului Național Liberal, de altfel cunoscute încă din timpul campaniilor și de la europarlamentare și de la prezidențiale mai cu seamă, da, în raport cu electoratul nostru nu putem fi sancționați de limbaj dublu. Noi ne dorim un parlament legitim, Astfel cum se rezulte el din uh, urma norma unor alegeri uh, care să nu fie la termen să fie anticipate, dar nu putem fi sancționați pentru loialitate față de electorat. Iar declarația președintelui, s-ar fi veri Ludovic Orban, și premier de senat, s-ar fi verificat într o ședință la vot. Dacă ați fi văzut parlamentarei PNL votând împotrivă sau nevotând. Ori noi nu am ajuns la vot. A avut sau nu consecințe juridice. Avea decizia Bexului. dar trecutul dar e trecut. Dar suntem, suntem pe decizii declarative. De intenție, chiar și adoptate într-un for statutar. Nu putem să fim uh, acuzați că am produs un efect juridic negativ în cadrul acestei proceduri. Nu am viciat cu nimic, am fost prezenți în sală, nu am putut să ne exercităm dreptul la vot, poate. Nu știți care ar fi fost strategia noastră în acea ședință? Să-l pe domnul Orban. Da. Prin urmare, în această situație suntem. Și, Bun. da, ca să închid răspunsul la întrebarea dumneavoastră, cred că în continuare suntem într-o procedură constituțională subscrisă inclusiv uh, unei decizii de dizolvare a Parlamentului pentru că încă suntem în condiția îndeplinită a termenului de 60 de zile care a început să a înregistrat ca momente zero și curge de la momentul primei solicitări de investitură. O solicitare pe care nu a fost finalizată prin vot, Adică Dar spuneți fost o că o desemnare, o desemnare care a constituit, că desemnarea în sine a constituit, a provocat conflictul potrivit curții constituționale. Nu zic că e da Vom sau vedea nu. motivele? Dar, da. cum spuneați, nu declarațiile. Evident, desemnarea și președintelui de aceea să și cere să facă o nouă desemnare, că asta se cere în dispozitiv, să facă imediat o nouă desemnare. Dar nu i se interzice uh, și. -am spus că în... i se interzice. să-l nominalizeze am zis, inclusiv pe Ludovic nu, Orban. Am spus, uh, N-am spus asta. Nu, nu i s-a Dar, uh, având în vedere că. Această desemnare a, făcut, uh, a provocat un conflict. O desemnare care a provocat un conflict poate să producă efecte juridice valide? Deci o desemnare care a fost neconstituțională. La prima, da. La prim. că da. Iar nu este, repet, Curtea Constituțională nu are, uh, și nu știu, între atribuțiile Curții Constituționale să existe și atributul de a, de a declara neconstituțional decretul de desemnare. Nu, eu vă întreb, dacă o procedură unu, viciată poate să producă efecte juridice valide. Nu este nicio procedură viciată. Păi dacă a fost un conflict. În primul rând, că suntem într-un act prezidențial. Actul prin care a fost desemnat Ludovic Orban este un decret prezidențial de desemnare. Actul acela nu a fost invalidat pentru că nu are acest atribut Curtea Constituțională. Acolo s-a referit la o conduită, așa cum bine ați spus. Iar decizia Curții Constituționale, chiar și în momentul în care va fi publicată și cu motivele aferente de justificarea acestui pretins conflict între Parlament și uh, președinte, deși declarațiile Curmi au aparținut sau au fost sancționate pentru declarațiile uh, premierului desemnat, uh, nu oprește uh, activitatea Parlamentului sau nu are efect față de Parlament, pentru că altfel Curtea Constituțională s-ar subroga în rolul și funcțiile Parlamentului, ar deveni un legiuitor pozitiv. La fel îi se întâmplă și în situația în care declară un act al Parlamentului, respectiv Dar de asta lege deja, nu este nicio outată. Dovadă însă că Parlamentul nu și-a finalizat procedura este că nu a acordat într-o ședință regulamentară votul. Și acest lucru, și pentru că ne-am dat seama că nu vor face, că era clar de la sine înțeles ce s-a întâmplat, luni și că nu, nu se va dori acest lucru, iată că soluția pentru deblocare și totuși să închidem această procedură a primei nominalizări a fost aceea ca premierul de senat să-și depună Bun. mandatul, acum... dar nominalizarea rămâne valabilă pentru că a fost o nominalizare. Am înțeles punctul de în vedere. Și din momentul înregistrării ei respectiv din data de 10 februarie curge termenul constituțional pentru o eventuală Asta înseamnă decizie că rămâneți rămâne în logică. Partidul Național Liberal dorește în continuare alegeri anticipate. Politic avem obiective. Bun. Și asta este obiectivul? El este un obiectiv stabilit încă de anul trecut. Nu, poate, nu ne putem dezice de el, dar noi trăim într-o realitate constituțională și politică. Obiectivul trebuie să ne acestui subscrim. moment, în, al României, acestei zile, cu coronavirus, cu tot ceea ce se întâmplă, cu panică, cu această criză politică. Obiectivul Partidului Național astăzi este să ca țara să aibă un guvern stabil care să guverneze cu puteri de pline, deci un nou guvern, sau obiectivul este să ajungă la anticipate. Avem un dublu obiectiv. Nu avem se poate. un obiectiv. Ba da da da, avem un dublu obiectiv. Și el se referă la stabilitate și stabilitatea este subscrisă, susținerea unui guvern și investirea unui guvern cu majoritate în Parlament, care să nu anuleze peste noapte efortul și actele guvernării acelui, guver, acelui guvern cum s-a întâmplat inclusiv în cazul mai multor acte guvernamentale ordonanțe de urgență pe care Parlamentul, având o altă majoritate și alte interese politice până la urmă într-un an electoral, a găsit să le respingă, să le modifică substanțial să le denatureze scopul. Deci faptul că vom avea un guvern care va fi, poate, investit de o majoritate hibridă, volatilă și a doua zi acea majoritate nu se va mai regăsi în susținerea programului de guvernare și vor face exact pe dos, asta nu înseamnă că vom avea stabilitate. Vom vedea ce se întâmplă Am astăzi, spus... cred că discuțiile de azi vor fi extrem de serioase și responsabile. Cred că toată lumea și toate partidele înțeleg uh, ce înseamnă această situație umanitară la nivel uh, la nivelul Europei și nu ne permite în față de cetățenii proprii să nu avem această responsabilitate, da. Să spună clar astăzi președintelui, trebuie să rezulte astăzi cu claritate cine ce are ca majoritate și și, -și asumă pe, o anumită, pe un anumit termen, respectiv termenul până la organizarea alegerilor, fie că vor fi la termen. Păi și ce vă faceți dacă și asumă PSD-ul? Păi, președintele, președintele a zis că nu. Nu dorește. Dacă... Ați spus că nu vreți însă majoritate volatilă, dar nu se poate altfel decât cu o majoritate volatilă în acest moment. Ați fi de acord să oferiți un guvern cu puteri de pline participând la o coaliție alături de uh, USR, de PMP, de UDMR și, nu știu, minorități, uh, niște independenți, cât să faceți o majoritate pentru ca România se depășească acest moment? Acest ați lucru, accepta? Acest lucru nu a părut să fie posibil până acum din negocieri, cel puțin din câte știu eu. Vom vedea ce se, dacă ceva s-a schimbat și, repet, elementul nou față de negocierile precedente îl reprezintă acest context uh, cu riscuri medicale, umanitare pentru cetățeni și niște măsuri de uh, prevenție și de organizare până la urmă la nivel uh, medical pe întreg teritoriul României și la granițe pentru a gestiona această uh, criză asta și a reduce eu. efectele. Domnul deci... președinte va ieși în seara asta și va spune, îl propun premier, pe Cutărescu. Nu are importanță. Sunt foarte multe variante vehiculate și chiar n-aș vrea să. Decizia Partidului în... Național Liberal este de a susține. Va susține. În ce fel veți susține doua... dumneavoastră? Prin simplul vot al PNL-ului sau veți încerca să alcătuiți o majoritate? care nu poate fi alcătuită decât partidele de care v-am spus eu sau eventual un guvern de Uniune Națională. Eu Noi știu. ne vom face treaba noastră politică. Ce înseamnă pentru asta? Detaliați-mi ce înseamnă nu, depinde foarte mult, depinde mult de persoana celui care va fi desemnat. Evident că dacă va fi desemnat un membru al Partidului Național Liberal în persoana uh, pre, uh, premierului interimar în funcție Ludovic Orban, evident că vom încerca să coalizăm acea majoritate, pentru că ăsta este scopul decretului. Și de desemnare. Și dacă va fi un independent sau nu va fi domnul Orban ar putea. Se vehiculează, nu spun că vor fi, nu speculez. Spun din ce, mi aleg din ce s-a vorbit în presă, da. domnul Aurescu sau uh, a vorbit de domnul Cățu. Nu uitați că între Partidul Național Liberal și președintele Iohannes există un parteneriat politic asumat uh, din primul mandat, continuat uh, ca urmare a câștigării celui de-al doilea mandat. Câte vreme decizia de astăzi a biroului executiv al Partidului Național Liberal este de a susține. În continuare, propunerea președintelui înseamnă că, cel puțin la nivel de a susține prin vot, cred că aceasta se subscrie ajutorului și sprijinului politic pe care îl vom da în, în Parlament. Restul sunt, apropo, de negocieri, ce vom încerca să facem împreună cu uh, partidele din Parlament, cu SR, cu PMP-ul. Cred că depinde foarte mult și de persoana celui care va fi desemnat. Să adică, a, a, nu trebuie să vă spun eu, dumneavoastră, le spun ascultătorilor că în drept există acel principiu de la romani venit al voinței reale. Voința reală a, de a da țării un guvern s-ar vedea, de fapt, uh -huh. în aceste demersuri hai să ne așezăm la masă cu USR-ul, cu PMP-ul cum ați vedea, ați fi dispus să participați cu ce, ce ministri, ce ministere, deci un demers care să se semene cu uh, strofocarea majoră efortul acela titanic care a fost făcut înainte de investirea guvernului Orban uh, la sfârșitul anului trecut. Da, când și la moțiunea de cenzură împotriva guvernului Dăncilă. Uh, V-ați dat efectiv peste cap. Vom vedea același lucru pentru ca țara să aibă stabilitate sau va fi tot un fel de continuare a procedurii anticipate dar mai abil, adică fără să te dați din gură. Mă refer la liberanul la dumneavoastră personal, la da, deci, național, Eu nu cred că putem fi speculați, chiar, deși, într-adevăr, arta asta a negocierii politice poate îmbrăca diverse forme și uh, conjuntura o determină de cele mai multe ori. Dar, nu uitați, noi chiar suntem într-un blocaj. Parlamentul nu își realizează scopul pentru care a fost ales în 2016. Regret. Deci, Chiar dacă PSD a renunțat, de exemplu, un, un sprijin pentru propunerea de premier pe care o va face președintele în această seară, nu va fi așa. Eu nu am încă această convingere. Am văzut cum se desfășoară lucrurile în Parlament, vin din Parlament, iată și astăzi. Au fost modificate substanțial actele adoptate de guvernul Ludovic Orban și trăim un, un science fiction, o activitate parlamentară. Ori acum. Sunt ce au fost atât de modificate? Ce, ce ați vrut să faceți și n-ați putut? V-a împiedicat PSD-ul să facă? Păi, astăzi, de exemplu, a fost discuția, evident, pe ordonanța de urgență privitoare la reforma în sănătate, care a fost, practic, modificată la 5%, Și până vi se la pare 5%. că a fost un demers în regulă să dai o ordonanță de reformă pe sănătate contestată foarte larg de specialiști din sistem printr-o ordonanță fără avize făcute pe genunchi ajunsă la Consiliul Legislativ după adoptare, practic, așa a fost. Nu, Întâi a fost aici adoptată. Contrazic. Cum? Am verificat atent și am avut posibilitatea în calitate de uh... Senator, membru al Comisiei Juridice, să verific toate înscrisurile și corespondențele dintre Secretariatul General al Guvernului și Consiliul uh, Legislativ, plus experiența mea din, uh, din perioada când uh, am lucrat ca secretar general în Ministerul Justiției, îmi permite să am o opinie, să știu ce s-a întâmplat în ziua și adoptării. Guvern, Secretariatul General al, Guv uh, al Guvernului a solicitat în cursul ședinței aceste uh, avize, adresele sunt confirmate de către Consiliul uh, Legislativ că au fost primite în ziua respectivă, ele au fost înregistrate datorită programului de lucru, pentru că noi așa funcționăm cu legi încă din, inclusiv pentru Consiliul Legislativ, din perioada anilor 90. Da, mai Scântei, dar, dar o asemenea este... reformă să ceri avizul în timpul ședinței. Ok, e cum spuneți noastră, e în timpul ședinței, nu e după ședință, au lipsit câteva ore, fără niciun fel de dezbatere, dar nu activ, fără nimic, transparență decizională, aia pe care doamna Violeta Alexandru Membră și în cabinetul actual și în cabinetul Cioloș, a promovat-o intens. A fost mare reușită, dacă vreți, a mandatului doamnei Violeta Alexandru în guvernul Cioloș. Vi se pare normal ca o astfel de reformă importantă, cu impact, să fie adoptată așa? Au fost considerente pe care le știți foarte bine. Iminența acelei moțiuni de cenzură care crea, a creat uh, un soi de temere la nivelul guvernului că uh, activitatea unor instituții publice, a unor autorități, inclusiv din domeniul sănătății, ar urma să intre într-o perioadă de blocaj ne mai putând fi reglementate la nivelul unei ordonanțe de urgență, nu mai spunem la nivelul unui proiect de uh, lege care să parcugă toate etapele din, din, uh, din Parlament. Cred că au fost considerente suficiente, politice. Până la urmă ne-am asumat un act politic, ordonanța de de urgență, ordonanțele de urgență au avut un temei uh, și motive politice să fie adoptate atunci, ne le asumăm și le susținem în continuare, dar de aici și până la merge la afirmații de genul că într-adevăr am sabotat sau nu ne-am îndeplinit un rol uh, constituțional al solicitărilor, eu vă spun că în orice știință de guvern... Vin acte normative inițiate aici. de diverse ministere care nu au nici măcar avizele celorlalți și atunci sunt puse pe masă. Eu mă pe ordinea refeream suplimentară. la seriozitatea. Nu mă deranjează <coughs> personal coordonanța trotinetelor, n-a avut aviză. Nu asta e problema. Problema este că avem o. Deși, principial, ar putea fi și aceea, dar să o lăsăm la o parte. Că avem o reformă extrem de importantă, repet, care a fost făcută pe genunchi. În loc, eu aș fi așteptat de la guvernul urban care venea după. O tragedie de guverne ale României, cum au fost Dăncilă și celelalte, să dea dovadă de conduită inversă și de foarte mare respect pentru acest tip de avizare, care are rolul ei, chiar dacă nu este conformă și e doar consultativă. Te interesează, mai vreau să fac o reformă mare în sănătate. Mai oare Consiliul Legislativ ce zice? Ce hibe a găsit acolo? Că poate ne-au scăpat nouă. CeSU. Ce zice, poate ne-au scăpat nouă, poate nu suntem de acord cu ce au spus ei. Dar ne uităm atent la ele, pentru că tă măsurăm de șapte ori și tăiem o dată, eu asta reprojez și e. de asta nu mi se pare atât de grav faptul că acum, adică în contrapartidă vi se întâmplă. Uh, eu în sunt liberal, nu mi se pare grav să nu pot să, să nu pot. Uh, în calitate de contribuabil, plătitor al unei contribuții uh, uh, la bugetul de asigurări de sănătate, să nu pot în cazul în care uh, am nevoie de asistență medicală și o pot găsi și la termen și corespunzătoare în mediul privat, acei bani să, din contribuția mea să nu urmeze fie și măcar parțial pacientul, nu dacă sunt principiul. pacient. Principiu păi a fost principiu. de acord, asta. Poate că nu am reușit să forma comunicăm foarte bine. Poate că uh, discuția cu toți partenerii sociali nu a putut fi realizată, dar repet, în centrul atenției guvernului Ludovic Orban a fost dreptul pacientului de a se trata într-un timp care să, într-adevăr, să-i asigure o tratare rapidă și, și vorbim, de să nu vorbim acum de toate serviciile medicale, că toată lumea a crezut că sub acest nu termen, de sub această de etichetă sănătate. aruncată în spațiu public de PSD, uh, privatizarea sistemului medical din România, uh, vorbim de toate serviciile. Nu, erau vorba de niște programe naționale care să aibă această, uh, să oferă această posibilitate pacienților care au nevoie de, e vorba de AVC și de infarct din Это я Uh, uh, să aibă posibilitatea să trateze asta mediu, știți că dacă procedura e viciată, pierzi procesul chiar dacă pe fond ai dreptate. Deci eu nu contest da, fondul de care mult, e foarte De multe ori uh, am stat prea mult în proceduri, am stat prea mult în avize, am stat prea mult în discuții uh, parlamentare și până la urmă oamenii de suferind de aceste boli chiar și atunci mor, să nu adică le mai luăm deloc. de loc, ce să nu le luăm? Haideți să mai bine... Eu n-am auzit deloc în discuția publică și eu am, sunt foarte multe pări și sunt dispusă poate cu altă o, ocazie să, să le discutăm Discutăm și din perspectivă politică și juridică în ceea ce mă privește și chiar și de pacient, dar nimeni n-am văzut să zică, da, uite, s-ar crea un dezechilibru dacă banii ar migra de, după pacient, ducându-se și în zona privată. Dar ce împiedică guvernul sau statul român până la urmă să suplimenteze bugetul să avem un pact național de sănătate? n-aș vrea să intrăm în discuția asta să pentru că, că avem pe este sănătoși, o discuție la largă, la sunt privat. sisteme de Correct. finanțare tehnic este destul de complicat și de aia mi-aș fi dorit o chestiune uh, foarte serioasă. Mai aveți o ordonanță problematică care este problematică chiar din perspectiva demersului la care păreți să nu fi renunțat cu totul, al anticipatelor, și mă refer exact la ordonanța anticipatelor. Dar concluzăm că anticipatele nu sunt o instituție de sine stătătoare, sunt un efect și nu un obiectiv. Păi l-ați transformat într-un obiectiv. Bun. Asta este discursul public. Acum vorbim sunteți recunoscută între uh, jurnaliștii din presa românească că aveți o aplecare uh, și o preocupare permanentă pentru partea juridică și știți foarte bine că nu putem să calificăm din perspectiva Constituției pe care o avem uh, la acest moment că instituția sau alegerile anticipate reprezintă uh, un uh, să zic așa o instituție de sine sătătoare, constituțională un atribut al președintelui, al parlamentului. Pai... Nu, e o consecință a unor blocaje <laughs> -a care s-ar pus... genera în Parlament cu privire la. Din păcate, ăsta am fost miezul conflictului când Că Iar nu ceea ce s-a întâmplat, reală. și aș vrea să punctez aici este, la fel, după cum avem reglementată, dizolvarea Parlamentului, unde nu în zona, de exemplu, a atribuțiilor Parlamentului, nici în zona, îmi pare rău pentru Curtea Constituțională, a atribuțiilor Curții Constituționale, ci. Ca fiind un atribut exclusiv al președintelui și o opțiune, nu obligație, a, a președintelui a, Republicii. Nu, nu e Ori... obligație. Păi da, o nu opțiune, e opțiune, nu obligație da. a președintelui. Poate, dar nu este obligat. El poate să decide la împlinirea termenului de 60 de zile și dacă constată că și celelalte ce condiții consultă, a, da. sunt îndeplinite, dacă va emite decretul de dizolvare a Parlamentului sau nu. Cu atât mai gravă mie mi se pare. Și aici vă rog să-mi permiteți să fiu politician până la capăt și unul liberal chiar, mi se pare această decizie a Curții Constituționale care nu a făcut decât să-și creeze premisele pentru a interveni într-o procedură, e cea a dizolvării Parlamentului, în care nu are niciun atribut constituțional conferind de uh, prin Constituție. Este singurul... Ca, ca să spun așa, singurul act al puterii executive uh, al, uh, a președintelui, în care Curtea Constituțională, Curții, nu i-a fost transmisă nicio atribuție, spre deosebire de referendum, unde are niște atribuții de verificare a procedurii, a pașilor și așa mai departe. A fost un conflict și Curtea poate interveni în orice formă de conflict. Vă aduc Haide aminte cele două decizii privind de Curtea în alta curtă de Casație și Justiție. Să ne amintim cine a sesizat conflictul, respectiv doi psd aflați în fruntea Camerei Deputaților și în fruntea Senatului, care au formulat pe calea acestei atribuții, introduse în 2003, din păcate o spun și o enunț aici un obiectiv în situația în care vom ajunge, în sfârșit, după alegeri anticipate sau la termen să avem majoritate. Noi, PNL, vom susține modificarea, uh, uh, revizuirea Constituției, un proiect de revizuire care să aibă în vedere inclusiv atribuțiile Curții Constituționale și, evident, această atribuție legată de soluționarea. conflitelor și de Cât de mult se poate întinde. Procedura de revizuire trece pe la curte și curtea nu va accepta n -n, niciodată. N -n, cred. Dar, înțeleg că a declarație n -n politică cred că sună suntem, foarte bine. Nu cred că suntem în situația în care să ne uităm la, cea, la curtea constituțională ca fiind o superputere uh, pe care nici măcar uh, uh, o, 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 Din un parlament veran ales dar, nu mai poate să reglementeze. Până la revizuire, de pentru că nu avem foarte mult timp, până la revizuire. Concluzionez totul spunând că intenția a fost aceea de a. Compromite momentul T0 al unei proceduri constituționale de dizolvare, respectiv de a interfera în termenul de 60 de zile? Am înțeles, s-a notat probabil declarația dumneavoastră politică. Aveți o ordonanță, ordonanța anticipatelor, care e foarte importantă pentru că prevede acea reducere de termene de la 90 de Corect. zile la 50 de zile, fără de care mergeți cu anticipatele undeva, ați merge cu anticipatele undeva către iulie încolo, în vara adânc. Deci, nici nu era că nu necesară era această ordonanță de urgență. Era necesară, însă ea a fost minată de niște pre prevederi care au explodat restul partenerilor și care, iată, au pus-o în situația să fie atacată dublu și la Curtea Constituțională uh -huh. și în Parlament să aibă lege de respingere. Ce veți face cu termenele dacă vă pică această ordonanță? Păi Pentru că abrogarea abrogării nu vie ce s-a abrogat, cum ar veni. Adică ce faceți cu termenele? Cum repuneți acele termene fiele de 50 de 90. Evident că un guvern interimar, dacă nu vom avea un guvern în deplin investit în perioada următoare, nu mai poate emite o altă ordonanță de urgență. Și atunci suntem în situația în care, în procedură de urgență parlamentară, putem să inițiem un astfel de proiect și am văzut un consens realizat anul trecut, în 1 iulie, într-o comisie specială comună a Camerei Deputaților și Senatului, care a arătat o voință în ceea ce privește uh, extinderea uh, și, pentru a permite accesul și exercitarea liberă, neîngrădită a dreptului de vode către românii din străinătate. Vă asta, este, asta este, pe consens, urmare, termenele nu sunt pe consens. Dar aici nu cred că termenele au fost neapărat, pentru <laughs> că haideți să fim serioși, acum termenele vor fi în raport de evoluția uh, acestei și finalizarea sau nefinalizarea dacă, acestei dacă proceduri antagonizat de antagonizat investi... inclusiv partenerii UDMRS. s-ar putea să aveți că o surpriză. Eu i-am antagonizat la modul de a nu ne dori să deblocăm situația, dacă vom fi într o situație în care iminența unei dizolvări a parlamentului va fi concret, va deveni realitate. Asta este Parlamentul, că dacă actul Guvernului va fi invalidat sau respins definitiv de Parlament sau declarat neconstitucional după caz de Curtea Constituțională, nu va mai putea fi luat în vedere. Evident că avem un rol activ, imediat, de urgență în Parlament să reglementăm această situație. Proiecte. Și atunci, atunci când avem un proiect de lege, evident că vom fi dispuși la negociere și toate partidele vor fi interesate să și să realizeze. Pentru că, cum să zic, dizolvarea Parlamentului generează uh, termenul constituțional pentru organizarea alegerilor anticipate imediate. Adică, revenim la faptul că alegerile sunt o consecință. Ați avut astăzi, ar fi trebuit astăzi ca Senatul să-și aleagă un nou președinte, candidatul PSD ar fi trebuit să fie domnul Șerban Nicolae, dar ce să vezi, alegerile n-au mai avut loc din câte ce da, s întâmplat? este. În ședința de dimineață a liderilor de grup, probabil și ca urmare a Reacțiilor uh, și din presă și din societatea civilă. Noi am reacționat de asemenea uh, politic uh, față de propunerea de ieri uh, a grupului parlamentar al PSD, al senatorilor PSD uh, din Senat. Uh, Astăzi s-ar părea că a existat așa o temere și în cadrul acestei ședințe a liderilor, aceste, această întâlnire prealabilă ședinței de plena Senatului, a fost retras de pe ordinea de zi acest uh, punct. La o temere Cred că o temere a Partidului Social Democrat care de este ce? evident. Păi, haideți, eu. Pentru mine, decizia de ieri, vă mărturisesc sincer, a fost extrem de îngrijorătoare. Mai îngrijorătoare decât uh, decizia Curții Constituționale de alaltă ieri sau de acum două zile. Uh, de ce? Pentru că m-a pus în situația unui deja vu 2017, în care o parte extrem de radicală uh, parlamentară a grupului PSD, exact acea parte care a reprezenta nucleul dur din jurul lui Liviu Dragnea, pentru toate demersurile parlamentare și guvernamentale de îngenunchierea, de modificarea legilor justiției, de modificarea codului penal în Comisia Specială și a codului de procedură penală, toate au avut inclusiv această componentă dură de la, de la Senat. Și mi s-a părut că pur și simplu, în ciuda, să spunem așa, unor revoluții interne relativ pozitive, cel puțin în ceea ce privește oprirea discursului anti atacului la Comisia Europeană, grupuri precum grupul de state greco sau Comisia de la Veneția, s-au schimbat din momentul în care a devenit interimar domnul Ciolacu. Ori dintr-o dată, eu ieri m-am aflat în situația în care la Senat să constat că întoarcem istoria PSD-ului în 2017, deci reformă, nu? am avut niște oameni de fațadă în față, intențiile au rămas același, pentru că discursul este acesta. Acești, acești colegi din nucleul dur al PSD-ului, indiferent că sunt la cameră sau la senat, nu au schimbat discursul. Deci v-ați temut de restaurație. Peste <laughs> foarte puțin timp vom afla decizia președintelui, vom intra probabil într-o nouă etapă, într-o nouă agitație politică majoră. Doamna senator, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în această seară la Europa FM. Vă spun Bună seara și rămâneți cu Europa FM, ne reauzim săptămâna viitoare. Piața Victoriei la Europa FM.